22 octombrie. În această lună, în ziua 22-a, îl pomenim pe Sfântul Averchie, episcop și făcător de minuni din Hierapolis, dar și pe sfinții tineri în număr de 7 din Efes. Sfântul Averchie a vindecat bolnavii și a propovăduit cuvântul lui Dumnezeu, convertind din Siria până în Cilicia și din Mesopotamia până în Hierapolis mulțimi de oameni la creștinism. După moartea sa, multe minuni s-au întâmplat la mormântul său. El și-a scris propriul epitaf, care a fost gravat pe piatra de mormânt. Piatra este păstrată și azi în Muzeul Lateran. O vorbă din bătrâni spune că usturoiul, dacă nu-l semeni până la Sfântul Dumitru, să nu-l mai semeni, că poți să ai vreo pagubă. Dar depui măcar câteva fire în pământ, poți să semeni și după Sfântul Dumitru.